În acest tutorial vom discuta despre șabloanele de export și cum se configurează acestea. Șabloanele de export sunt modele predefinite sau formatări care determină cum sunt exportate datele dumneavoastră. Acestea specifică care informații trebuie incluse în fișierul exportat, în ce ordine trebuie să fie prezente și în ce format. Șabloanele de export oferă avantaje precum precizia datelor, prin formatarea și ordonarea acestora în mod predefinit, automatizarea procesului de export și economisirea timpului și efortului uman, flexibilitatea în selectarea și sortarea informațiilor care trebuie exportate, precum și facilitarea integrării cu alte sisteme prin transferul de date. Important, înainte de a configura aceste șabloane, este indicat să discutați cu contabilul dumneavoastră care să vă ofere mai multe informații despre cum le-ar fi mai ușor să primească aceste date, în funcție de softul de contabilitate folosit de ei aceștia pot solicita fișierul în diferite forme, astfel încât mai apoi să importe automat datele primite de la dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita un exemplu de fișier, pe care mai apoi să l construiți dumneavoastră în iFlows ca șablon. Ce veți urmări în fișierul exemplu? Formatul acestuia, denumirea coloanelor și ordinea acestora. Pentru a configura aceste șabloane, vom accesa secțiunea Setări, Export, Profil Export Nou. Putem configura șabloane de export pentru patru secțiuni facturi de ieșire, chitanțe, facturi de intrare și stocuri. Vom alege baza de date pentru care dorim să generăm un profil de export. Îl vom denumi, de exemplu, facturi ieșire extins pentru Saga. Vom alege formatul fișierului: Excel, CSV sau XML. Ulterior, vom începe configurarea șablonului. Să presupunem că ați primit de la contabil următorul Excel. Vom trece la completarea șablonului de export, respectând ordinea coloanelor și denumirea acestora. Vom asigna coloana aferentă din platforma iFlows. De exemplu, prima coloană în exemplu primit de la contabil se numește serie document. Coloana aferentă în platformă se numește factură serie. Astfel, după completare, cele două coloane sunt asociate. În momentul exportului, platforma va genera un fișier ce conține datele extrase de pe coloanele asociate, redenumite și ordonate conform exemplului. Diferența dintre coloanele cu valoare statică și coloanele cu valoare implicită constă în faptul că valoarea coloanelor cu valoare statică este fixă, în timp ce valoarea coloanelor cu valoare implicită poate fi modificată manual. Formatul poate specifica tipul de date din fiecare coloană, cum ar fi numere întregi, valori monetare sau date. Important, veți observa că unele date fac referire la întreaga factură, în timp ce unele date fac referire la liniei din factură. Exemplul oferit de noi este pentru un export extins, ce conține toate datele de pe fiecare factură. Puteți de asemenea să realizați mai multe profile de export pentru facturi. Export extins, în care introduceți și liniile din facturi și export restrâns, ce conține informații la nivel global pentru întreaga factură. După ce am realizat șabloane de export pentru toate cele patru categorii, le putem folosi Intrând în pagina dorită și selectăm butonul Export. După ce ați exportat fișierul, îl puteți trimite către contabil, care va importa fișierul ușor imediat în programul său de contabilitate.